Da. Jandarmeria instalează gardul aici în Piața Victoriei. Să nu cumva să părăsim perimetrul. Sperăm că în seara asta nu ne dau pumni în gură, care duc cu pumn de fier. Da? Bună seara! Ne dați e cu pumni în gură în seara asta sau e... Cum e? Pe răducul ați adus? Da. Îi vedeți pe domnii jandarmi de la brigada specială, da? Au venit cu mascații. Nu știu de glumă. Și ne pun gardul pe aici. Să nu cumva să ieșim din perimetru. E pentru liniștea și protecția infractorilor din politică, da? De luptă, sunt în combinezoanele negre, trupele speciale, deci e... cu genunchiere, sunt puși pe treabă, da, asta deși la ultimul protest, din 20 ianuarie, nu noi am fost și agresivi, au fost și care au dat pumn, și parchetul militar chiar anchetează abuzul uneia dintre ei. Cu toate acestea, astăzi îi vedem cu combinezoanele totul, nu? Poate. Când vorbeau între ei, uite pe prietenul nostru, Bot, că te-a salutat și pe tine. Da, 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 da. Chiar ai devenit prietenul lor cu... Da, vedeți aici un mesaj foarte interesant. Bună seara! Bună seara! Ce v-a determinat să scrieți mesajul de mai sus? Sunt amutarea în care... Copiii nu au niciun viitor. În care... Dacă părinții nu luptă pentru acel viitor, nu? Dacă părinții nu-și învață copiii să luptă pentru viitorul lor. Pentru că noi avem o vârstă, eu cel puțin am trecut prin revoluție, știu ce înseamnă, așa zisa revoluție, lovitură de stat, de fapt. Da, corect. Lovitură de stat. Nu a existat revoluție, doar o lovitură de stat. Revoluția a fost până în 21, la Timișoara. După a fost lovitură de stat. În 21 eu am ieșit în Brașov, sunt brașovan. Nu mi-e rușine să o spun. Ați venit din Brașov aici la protest? Nu, în momentul ăsta sunt mutat. Sunteți în București. Da. Dar totuși nu avem totuși o speranță. Ați văzut, sâmbătă au fost peste 100.000 de oameni. Acum suntem deja câteva sute, ne strânge câteva mii aici. Nu e totuși o speranță asta? Totul e relativ. Pentru că se spune că au fost 70.000. Dar din aia 70.000 au fost părinți cu copii care au stat în zăpadă, care s-au gândit la copiilor și au zis, haideți să mergem acasă pentru că se îmbolnăvește. Deci n-au fost 70.000, n-au fost 100.000, au fost 140.000, da, pentru corect. Că au venit și au plecat. Plus da, cei corect, care au fost corect. Împiedicați să ajungă... Da, este corect. Da? Dar avem, corect, dar avem o speranță, pentru că uitați, totuși suntem niște oameni care ne luptăm, nu stăm cu mâinile în sân. Nu e vorba de poate lucru. Asta va inspira și pe alții și poate până la urmă va ieși tot poporul în stradă și va opri pe acești ticăloși, nu aveți încredere. Nu putem să spunem că toată lumea gândește la fel, pentru că eu gândesc că, de exemplu, pentru mine dictatura există în momentul de față. Trăim într-o dictatură, suntem deja în dictatură. A unui singur om. A unui infractor, nu? Care și-a da, pus... Nu, a unor infractori. Da. Pentru că cel care e la conducere acum este un infractor, slujit de un alt infractor. Da, corect. Dintr-un alt partid, ce e cel mai trist. Da. Deci noi ar trebui să fim, dacă se poate, toți oamenii cistiți în stradă, pentru că e inacceptabil așa ceva, un solidar, infractor. Nu neapărat cistiți, pentru că cel care se duce la muncă, își caută un job, muncește cistit și plătește taxe cistit, e un cetățean al României. Da. Ceilalți care nu muncesc cistit. Și mai un lucru trist pe care pe mine mă scoate la culme din sărita. Da. E că cei de la actuala conducere fac în așa fel, induc în masa populației
tinere faptul că a fura e un job. Da, ceea ce e foarte grav. Pe când ai un infractor e mai trist, da. E mai trist decât faptul că dau anumite legi pentru propria lor persoană. Da. Faptul că induc în populația tânără că a fura este foarte, un job. E foarte corect ce spune, e foarte corect ce spune acest om, oameni buni, pentru că e puterea exemplului. Vă dați seama, când ai un infractor șef la Parlament, exemplu este că e ok să furi, ăsta e un model, să furi, să comiți infracțiuni, să faci o avere prin fur și ajungi infractor șef la Parlament. Ajungi să ai putere. Nu, e un model de succes, infracțiunea ca model de succes. Foarte bine a punctat acest protestatar. Bravo! Sinceră, România liberă, ale! Da, sunt tineri care vin la protest, pe care sunt percheziționați de către jandarmi. Ați văzut că nu sunt agresivi, își doresc doar o țară liberă de corupție. Și jandarmii percheziționează, fără să aibă la ei, fără să pară a fi niște oameni agresivi. Vedeți cum se poartă cu ei? Sunt doar niște tineri. Sunt doar niște tineri care își doresc să trăiască într-o țară fără corupție. Și jandarmeria care este la ordin politic îi umilește pe acești tineri. Uitați-vă cum îi percheziționează, de parcă ar fi... Să veniți și la Parlament, toți! Vă uniți toți, să veniți la Parlament! Bravo, băieți! Adorită, sinceră, România liberă! Ale, 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 ale! Vedeți, sunt foarte mulți tineri. Ceea ce este foarte important. Sunt tineri care s-au săturat de corupție și își doresc o țară liberă de corupție, liberă de minciună, liberă de ipocrizie, liberă, tratată de ciuma roșie. Pentru că toate aceste lucruri înseamnă ciuma roșie, da? Și sunt, este o generație întreagă. Eu văd această generație, mă întâlnesc cu ei pe Facebook, pe YouTube, pe stradă, pe unde merg să filmez, la metrou. Văd această generație de tineri excepțional care își doresc pur și simplu să se termine cu hoția și cu corupția din România. Haideți să-i vedem cum strigă. Da, suntem în Piața Victoriei. Da, mersi, mersi. Suntem în Piața Victoriei cu grupul de tineri. Ați văzut când au intrat? Au fost luați de jandarmi de la metrou și vreau să vă povestească ei ce s-a întâmplat. Bună seara. Bună seara, am avut o cârtiță în grup. Dar unde v-ați întâlnit? La Izvor trebuia să ne întâlnim. La Izvor v-ați întâlnit mai mulți prieteni. Cum v-ați dat întâlnire? Mai mulți prieteni. Și cum v-ați dat întâlnire? Pe Facebook sau? Pe grup, pe WhatsApp. Pe WhatsApp v-ați dat întâlnire, da. Bă, hai să venim la protest și noi. Da. Am înțeles. Am avut o cârtiță care la Izvor ne-a auzit bine. Deci v-ați dat întâlnire unde? La Unirii sau la Izvor? Nu, la Izvor. La Izvor. Și acolo v-au așteptat jandarmi. Da. Și v-au percheziționat ce v-au făcut. Da, pe unii au uitat secțiile. Dar v-au spus, de ce? Deci au venit unii dintre noi au fost și agresați. Dino, zice ce-a făcut. I-am băgat mâna în gât. Și noi, ce nu mai să folosești? Ce ți-au făcut? I-au băgat mâna în gât. Ce-au scris parpinții. Dar v-au zis de ce? Că eu mă uit la voi așa, la fețele voastre, nu mare lucru și nu periculos. Nu are niciunui infractor, adică. Dragnea, cum ustața lui de Escobar, mi se pare mult mai infractor decât voi. Nu? Deci nu v-au zis nimic. Dragnea, cum ustață, ne-a furat pe față. Au venit pur și simplu la voi și am dat să-i scoateți antele. Au venit pe față. Nu s-au lucrat, de la jandarmerie, să-mi scoate ce avem la noi. Așa, dacă te ținem 60.000 de ori legitimați, 60.000 de ori pe tine. Da, mă, frate, dacă te ținem bombe, dacă te ținem cuțite... Și au găsit ceva la voi? Nu, nu găsit nimic. Și după aia voi ați venit în grupul cu acei. Da. Însoțiți de jandarmerie. Da, Deci, oameni buni, haideți să vă mai arăt încă o dată. Uitați-vă, vă rog, aici, la lumină, să-i vedeți, da?
Deci îi vedeți, da? Eu zic că Pablo Escobar Dragnea, cu mustața lui de Escobar, are față de infractor. Dacă pe acești copii au legitimat jandarmii aiurea când s-au întâlnit la metrou, Dragnea ar trebui... Sinceră! România liberă! Ale! Asta este ce vor ei! Ale, ale, ale! Apăriță! Da? Sinceră! România liberă! Și-au pățit cu ei niște ele care s-au întâlnit la metrou. Nu este România liberă! Sinceră! România liberă! PSD! Murarăție! Da, i-ați văzut, i-ați auzit? Au povestit, v-am povestit, au povestit ei ce au pățit. Fără să aibă la ei obiecte contundente sau alte lucruri, au fost pur și simplu aiurea legitimați de jandarmerie. Numai pentru că s-au întâlnit în grup, numai pentru că jandarmeria vrea să descurajeze, este foarte important, ăsta este scopul de fapt. Jandarmeria vrea să descurajeze tinerii, vă dați seama, poate unii se sperie și nu mai vin la protest. Scopul este descurajarea tinerilor. Pușcărie! La pușcărie! Dragnea! La pușcărie! La pușcărie! Dragnea! Bine, Maline! Bine, Maline! Dragnea! Nu fi trist! Lași la mă, ai de trist! Dragnea! Nu fi trist! Prezența aici în Piața Victoriei fac o mare horă a Unirii, pentru că este 24 ianuarie, Unirea Principatelor Române. Este un moment special, sigur, care are loc prin natura zilei evenimentelor istorice pe care le sărbătorim astăzi. În același timp, faptul că se întâmplă lucrurile acestea în Piața Victoriei, la Maratonul Civic Resist, reprezintă un mesaj foarte important de unitate, de unitate și solidaritate între toți românii cinstiți și onești care își doresc o țară curățată de corupție. Despre asta este vorba. Și ați văzut mai devreme, am făcut câteva scurte interviuri cu tinerii care au venit aici, care aparent sunt suporteri al unei echipe de fotbal, care au și ei dreptul, chiar dacă sunt suporteri, au dreptul să-și dorească și ei și să strige pentru asta și să-și exercite meseria de cetățeni și să strige pentru dreptate, pentru justiție, pentru o țară în care să punem punct hoției. Este foarte important faptul că au venit și ei aici în Piața Victoriei, că s-au alăturat protestatarilor de la Maratonul Civic Resist, s-au alăturat patrioților, celor grupului de patrioți care a stat aici în fiecare seară. Este important, oameni buni. Nu, am văzut pe Facebook, pe rețele sociale, unii discutau, domne, dacă vin galeriile, ce se întâmplă? Nu poate să vină. Suporterii sunt români ca și noi, sunt oameni cinstiți, plătesc și taxe și impozite. Ce fac ei referitor la echipele pe care le susțin, asta este altă poveste. Dar ei au dreptul să vină aici, este bine să vină aici.
Pe mine m-a bucurat foarte mult să văd că cei care au venit, grupul care a venit, compact, care a fost hărțuit de jandarmerie, bănuiesc că din pricina apartenenței la vreo galerie, de aceea au fost hărțuiți, pentru că jandarmeria are probleme cu galeriile, dar ei nu au avut obiecte contundente asupra lor, nu au venit ca să provoace violență, au venit ca să strige lucrurile pe care le strigăm și noi în piață de foarte mult timp. Și este foarte bine. Și oamenii au primit cu brațele, i-au primit cu brațele deschise și cu aplauze. Și m-a bucurat foarte mult, i-ați văzut în imagini că au fost, că sunt tineri, elevi de liceu. Este o generație despre care v-am spus că eu mă întâlnesc cu ea foarte des pe stradă, mă întâlnesc cu ea pe rețele sociale, mă bucur foarte mult că această generație a venit aici în piață, pentru că veți vedea, ei sunt generația care va putea să reușească acolo unde poate generația noastră și generația părinților noștri nu a reușit. Ei sunt generația care se va uni și care va avea șansa să trăiască într-o România așa cum și-au dorit-o și generația mea și generația părinților noștri, dar din diverse motive ce au ținut de contextul istoric nu s-a putut realiza. Este foarte interesant, vedeți că vorbesc despre generații și despre luptele care de-a sungul istoriei recente s-au dus. Vedeți ce se strigă? Jos comuniștii! Sunt oameni din toate generațiile. Sunt oameni în vârstă cu 20 de ani mai în vârstă decât mine, care au fost la Revoluție, au fost la evenimentele din 1990 din piața universității. Eu aveam 14 ani atunci. Sunt oameni din generația mea, 30-40 de ani. Sunt tinerii de elevi de liceu pe care i-ați văzut de 16-17 ani. Toți strigă, uniți cu toții, salvăm România. Toți strigă, jos comunismul. Toți strigă, PSD, ciuma roșie. Practic, oameni buni, asta este momentul istoric cu totul deosebit și cu totul special. Practic, generațiile s-au unit. În acest moment, toate generațiile sunt unite pentru o țară curățată de corupție, pentru o țară eliberată de ciuma roșie, pentru o țară eliberată de comunism. Toate generațiile României. Toate generațiile sunt unite. Asta este senzațional. E senzațional. Important e că luptăm toți pentru România. Da. În anul centenarului toate generațiile s-au unit pentru o Românie curată de ciuma roșie, de hoție și de șmecherie. Vă Dumnezeu sănătate. Mulțumesc. Este extraordinar, oameni buni. Vreau să vă uitați foarte bine. Bună seara, bună seara. Vreau să vă uitați foarte bine, dragii mei, cei care sunteți acasă, cei din diaspora, pentru că știu că vă uitați foarte mult. Vreau să vă uitați toți la chipurile acestor oameni. Sunt oameni minunați. Sunt oameni minunați. Haideți să vă arăt, vreau să vă arăt chipurile lor, să vedeți că sunt oameni din toate generațiile care s-au unit aici împotriva ciumei roșii, împotriva corupției. Este un lucru senzațional, oameni buni. Este ora unirii oamenilor cinstiți împotriva corupțiilor. Ciumă roșie! PSD! Ciumă roșie! Mersi, mersi, mulțumesc mult! Da, este ora 8 și din nou s-au prins în Hora Unirii cei prezenți aici în Piața Victoriei. Și vreau să vă mai arăt încă o dată, vreau să vă uitați foarte bine la chipurile oamenilor care sunt aici. Să vă uitați foarte bine că sunt toate generațiile reprezentate
Oameni din toate generațiile, oamenii generației 90, piața universității, generații chiar oameni mai în vârstă, tineri alături de tineri, la mulți ani, sărut mâna! Sunt oameni așadar din toate generațiile adunați aici, este foarte important pentru că este 24 ianuarie și oamenii s-au adunat aici, da, mica unire, evident, și oamenii s-au adunat, da, oamenii s-au adunat aici simbolic în anul centenarului. Este un simbol foarte puternic ceea ce vedeți aici, aceste imagini, pentru că este și o unire simbolică a generațiilor și o unire simbolică a oamenilor cinstiți din țara asta, indiferent de generație, indiferent de profesie, indiferent de zonă, pentru că sunt oameni din toate zonele țării. Am vorbit cu oameni de la Constanța, de la Arad, mi-a strâns cineva mâna, cu oameni din toate zonele țării care au venit aici să facă hora unirii oamenilor cinstiți împotriva corupților. Văzut s-a cântat Hora Unirii și se strigă acum: Dragnea, nu uita, asta nu e țara ta. Este un mesaj foarte important pe care îl dau cei prezenți în Piața Victoriei. România este țara românilor cinstiți, este țara oamenilor care vor justiție, nu corupție. Nu este țara infractorilor. Este un mesaj foarte important de unitate pe care îl dau cei prezenți aici în Piața Victoriei. Oameni, și insist pe treaba asta pentru că este foarte important, oameni din toate generațiile, da? Oameni care s-au unit împotriva corupției. Da, oamenii își ridică și arată toți cărțile de identitate. Le vedeți? Simbolul sunt cărțile de identitate, să nu se vadă CNP-ul. Cărțile de identitate atestă cetățenia noastră și dreptul de a intra în Parlament. Oamenii arată cărțile de identitate, sunt toată lumea și strigă: nu scăpați, peste voi, să vă fie frică, poporul se ridică. Este o incitare la respectarea Constituției, oameni buni. Este o incitare la respectarea dreptului nostru constituțional de a avea acces în Parlament. Parlamentarii, dacă vor să voteze, venim peste voi! Nu dați înapoi! 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 Ăsta este mesajul, oameni buni! Articolul 68 din Constituție îi obligă pe ei ca noi cu buletinul să putem intra în Parlamentul României. Și ei trebuie să ne respecte acest drept, pentru că scrie în Constituție. Constituția României nu este o vorbă goală, oameni buni. Este un drept al nostru pe care ei trebuie să îl respecte. Da, s-a încins din nou Ora Unirii aici, în Piața Victoriei, în ziua de 24 ianuarie, Unirea Principatelor. Și este seara, este destul de târziu. Este un moment în care putem spune și că nu s-a întâmplat nimic, niciun scandal, niciun lucru reprobabil. De ce spun asta? Pentru că ați văzut că a venit acel grup de tineri, grup de suporteri, tineri, foarte tineri, elevi de liceu, care au venit și ei aici la protestul nostru pentru a striga împotriva hoților și corupților. Și nu s-a întâmplat nimic, ați văzut? Chiar și cei care ați fost îngrijorați și care mi-ați scris pe Facebook că
vă temeți că suporterii se implică și că vin la aceste proteste? Ați văzut că nu s-a întâmplat nimic. Ați văzut că totul a fost o minciună și o manipulare conform căreia suporterii, huliganii ar vrea să deturneze acest protest. Nu, au venit și ei aici, au venit cu aceleași gânduri ca și noi, au strigat aceleași lozinci ca și cei care au fost aici în Piața Victoriei timp de aproape 360 de zile, mai un pic se face un an de zile. Au venit cu aceleași gânduri pentru că dincolo de faptul că sunt suporteri ai unei echipe de fotbal, sunt români. Sunt oameni cinstiți, oameni care își doresc și ei o țară curățată de corupție. Și au dreptul să vină și noi trebuie să-i primim cu brațele deschise pentru că luptă pentru aceeași cauză ca și noi. Sigur, s-au făcut manipulări pe la Mafia TV pe această temă, tocmai pentru a speria oamenii, anumite categorii din public, să nu vină. Iată că s-a dovedit a fi și asta o gogoriță și de aceea este foarte important. Poate că ați fost unii dintre voi care în această pricină ați fost circumspecți. Este foarte important să... E nu. Ziua mea, vreau să o petrec cu tine. Da, ok. Da. La mulți ani! Dacă e, ar fi culmea. La mulți ani. Da. Ați văzut oameni din toate categoriile de vârstă mă opresc și aici în piață și la metrou și asta este un lucru foarte, foarte important. Pentru că dincolo de vârstă, dincolo de echipa de fotbal pe care o susținem, dacă susținem vreo echipă de fotbal sau nu, dincolo de zonele din care venim, pentru că sunt oameni veniți aici din toată țara, ne unește un lucru. Înțelegeți? Ne unește un lucru. Ceva ce a unit acum 100 de ani pe străbunicii noștri. Și anume o viziune pe care noi o avem, un vis pe care noi o avem despre cum vrem să fie țara noastră. Străbunicii noștri acum 100 de ani au avut acest vis al României mari, al României unite, al României în care după ce s-au unit principatele, este adus și Ardealul și Transilvania este adusă la țara mamă. Oamenii care vin astăzi după 100 de ani la proteste, cei care au fost în 20 ianuarie peste 100 de mii, cei care sunt aici au și ei un vis comun, un vis pe care l-am și eu. Un vis al unei țări în care lucrurile să se întâmple onest, să se întâmple cinstit, în care oameni cinstiți să ne conducă pe niște principii sănătoase, în care oricine să poată să aibă o carieră bazată pe competență, în care oamenii să nu fie blocați din a-și exercita meseria pe criterii politice, la comenzi politice. O țară, știți că a fost sloganul acesta în februarie, vrem o țară ca afară, da? O țară așa cum sunt democrațiile occidentale, consolidate, democrațiile partenerilor noștri strategici, unde se respectă aceste principii și se respectă și niște drepturi fundamentale ale cetățenilor. Unde nu există cetățeni de categoria A, cum sunt la noi șmecherii din politică, din PSD, corupții, Dragnea, Gașca și alții, și cetățeni de categoria B, cum suntem noi fraierii, cărora, de exemplu, ANAF-ul ne blochează conturile când vrea el, sau care suntem supuși rigorilor legii, în timp ce alții nu sunt supuși rigorilor legii și nu se respectă articolul din Constituție care spune că toți suntem egali în fața legii. A fost o seară minunată, oameni buni, o seară în care ne-am adunat aici, în Piața Victoriei din București, români din toate generațiile, români din toate zonele țării, într-o mare unire a oamenilor cinstiți împotriva corupților. Acum trebuie să facem următorul pas, oameni buni. Trebuie să ne unim cu toții, să facem o mare hora a unirii în jurul Parlamentului, dacă se poate 100.000, astfel încât să nu mai poată nimeni să iasă afară din Parlament, și câțiva dintre noi să intrăm în Parlament, să stăm puțin de vorbă cu aleșii poporului, să întrebăm ce vor să voteze acolo, să asistăm când ei votează, să vedem dacă de față cu noi vor vota într-un fel sau în altul, și după aceea, la ieșire, cei de afară să aștepte și ei explicații. Este ceea ce noi am denumit The Next Level. Nu este o incitare la violență, așa cum încearcă poliția să sperie lumea. Este, oameni buni, incitare la respectarea Constituției. Da, incităm, ca să audă domnii de la poliție care monitorizează, incităm, oameni buni, la respectarea Constituției, articolul 68, da? Incităm la respectarea drepturilor noastre constituționale. Scrie negru pe alb în Constituție și dacă scrie acolo în Constituție, trebuie să se întâmple. Că de-aia scrie.
Nu există așa ceva, numai în România se întâmplă să scrie ceva în legi sau în Constituție și în fapt să nu se întâmple, pentru că niște hoți sunt pe funcții publice și au puterea de decizie. Nu se poate așa ceva. Ei trebuie să învețe că Constituția este legea fundamentală a unei țări și Constituția trebuie respectată și aplicată. Și cetățenii au dreptul să le fie puse în practică lucrurile care sunt scrise în Constituție. Vă spun ceva, în Statele Unite, unde există conceptul de arest cetățenesc, pe care noi nu-l avem în Constituție, dacă ar fi îndrăznit cineva din Congresul American să vină cu un regulament care să blocheze vreun drept constituțional al americanilor, americanii s-ar fi dus și ar fi făcut arestare cetățenească, înțelegeți? Că americanii au și drept la port-armă și s-ar fi dus americanii peste ei ca în vestul sălbatic și ar fi făcut arestare cetățenească. Dacă ei ar fi îndrăznit să vină cu un regulament în care să blocheze niște drepturi constituționale. Nu mai discutăm că acolo sunt de 250 de ani scrise și nimeni nu îndrăznește să se atingă de ele, da? La noi sunt de 30 de ani, aproape 30 de ani, și se pare că sunt scrise de formă. Avem dreptul la viață, nu ne este respectat. Rudele celor care au murit la colectiv știu cum e cu dreptul la viață, da? Avem dreptul la libertate, nu ne este respectat. Ați văzut, dreptul meu la libertate n-a fost respectat. M-a umflat jandarmeria și m-a lipsit ilegal de libertate cum a vrut ea, 2 ore și jumătate. Mă rog, e infracțiune, mergem la parchetul militar, de alte discuții. Ideea e că nu mi-au respectat dreptul constituțional. Avem dreptul la proprietate. Nu este respectat. ANAF-ul vine și ți-a banii din cont cum vrea el. Înțelegeți? Păi atunci pentru ce mai avem Constituție, oameni buni? Cine a mai auzit așa ceva, o țară care să aibă o Constituție, să scrie ceva negru pe alb acolo și să nu se respecte? Păi cine a mai auzit așa ceva? Și noi stăm și ne uităm la televizor, la telenovele și la Suleiman Magnificul și nu mergem să le punem mâna în gât și să le spunem, oameni buni, vedeți ce scrie aici, hai să citim împreună și să respectăm. Este foarte important să vă gândiți la aceste lucruri și să mergem să ne exercităm dreptul constituțional de a intra în Parlamentul României. Copii ce pentru lupte crezi, copii ce pentru lupte crezi, acolo este țara mea. Și neamul merge românesc, acolo eu să mor aș vrea, acolo vreau să să-l trăiesc. România! Sau tinerii care au venit aici în Piața Victoriei. Protestul este aproape de final. Este trecut de ora 22 și ați văzut că nu s-a întâmplat absolut nimic rău, absolut nicio violență, absolut niciun act reprobabil. Asta, deși au fost unele televiziuni și au fost multe voci care au zis, domne, vin huliganii și fac și drept. Ați văzut că nu s-a întâmplat nimic. Bună! Nu s-au întâmplat absolut niciun fel de lucruri care să contravină ordinii publice, care să contravină bunului simț și decenței. Sunt niște tineri foarte entuziaști care au venit aici în Piața Victoriei ca să strige exact aceleași lucruri pe care le strigă și patrioții, grupul de patrioți care vine aici în Piața Victoriei de foarte mult timp. Și este foarte bine că acești tineri, care sunt și suporteri, au fost primiți cu brațele deschise și ar fi foarte bine ca, uitați, lansez eu ideea asta, eu nefiind microbist, că asta e, m-am ocupat de politică și de investigații, salut, salut, n-am avut legături cu fotbalul, dar poate că e mai bine așa, lansez eu ideea asta către suporterii tuturor echipelor de fotbal, pentru că eu cred că toți urăsc corupția, da? Cred că toți urăsc hoții, cred că toți își iubesc țara, poate reușesc în anul centenarului și al Unirii să facă și ei o unire frumoasă și să vină la protestele anticorupție, să susțină și ei împreună, chiar dacă s-au certat de-a lungul istoriei recente pe diverse teme ce țineau de competiția sportivă, poate reușesc și ei să se unească și împreună să vină alături de oamenii cinstiți. Cred că reprezintă o comunitate importantă care ar trebui să aibă un cuvânt de spus în această luptă, în acest maraton civic, în această rezistență civică pe care o fac oamenii cinstiți în țara asta împotriva hoților. Ale, 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 ale,
trece. Suntem români și ne vom apăra pământul neamului.